Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl of Ages. În sfârșit am reușit să intru și eu în Silvereanu. M-am mai jucat, m-am mai enervat. Am pierdut, nu știu, vreo 2 sau 3 meciuri, stai chiar să văd. View profile. Da, am jucat 27 meciuri în total și am pierdut 5. Deci, da. Asta este. Trist. Mi-am și schimbat un pic la deck. Unde era bavărătoare aici? Mi l-am băgat pe nenea mai mult, frate, prea pe pana mea. Cu ăsta în double elixir deja rupi. Cred că o să-i primească nerf la un moment, dar nu știu exact când, dar să vedem. Bun. Să trecem prima dată la chestia cea mai importantă. În cazul în care sunteți în clan, view club ladder, sunt mulți oameni care așteaptă la rând să intre în clan. Cei care sunteți sub 300 de coroane, adică de la materațul în jos, încercați să faceți coroanele astea, nu știu, în 2 zile, deși le puteți face în 15 minute, dar e partea a doua. Încercați să faceți coroanele, dacă nu, vin alții la rând, pentru că v-am zis, sunt extrem de mulți care au aplicat, uitați-vă. Din toată lista asta, garantat, sunt minim 5 oameni care să aibă peste 400 de coroane, uite, deja sunt 2. Care au peste 400. Și nu zic chestia asta neapărat că, ui mei, dar am zis că o să mă ocup și de clanul ăsta, nu l-am făcut degeaba și nu m-am apucat de jocul ăsta degeaba. Până mă plictisesc și mă satur de joc, o să mă joc, la fel ca și cu Clash-ul sau cu alte jocuri. Uite, sunt o grămadă peste 400. Și bun, care e șmecheria? De ce vreau să bag oameni mai mari în clan? Unde mă uit la asta, bă, dar e un pic dubios. Ar trebui să facă mai simplă treaba asta cu găsitul trofeilor și vrăjel. La Brawl, nu, aici, la profile. View ladder, bun. La clubs, uite, suntem pe locul 13. Mai avem un pic și intrăm în top 10 și oricum, din top 20 în sus, parcă îți dă ceva, chestie specială, nu știu exact ce. Dar o să vedem. Avem și chestia asta, unde n-ai bai? Super, super dubioasă treaba pe aici. Club prizes, da, uite. 1163 de seals, nu știu care e șmecheria, trebuie să ajungem la 700, nu, la 1750 de seals și ne dă 750 de coinuri instant, mi-a dat. Cred că mi-a dat banile, ceva în genul. Cam asta ar fi ideea. Dacă vă place seria, nu uitați să plângi și pe butonul de like și în cazul în care n-ați făcut-o deja să vă abonați. Și dacă vă interesează un GTX 1050 Ti, în descriere aveți toate detaliile în link. Sau pe link, mai bine zis. Și dacă vreți să ajutați canalul în mod direct, cel mai simplu în momentul ăsta e să dați un click pe primul link din descriere. E pentru un site, skinscash.com. Puteți să vă vindeți skin-urile gratuit. Gratuit, what the fuck, să vă vindeți skin-urile gratuit. Este, bravo. Să vindeți skin-urile instant pentru bani reali, nu gratuit. Bine, dar puteți să faceți un cont gratuit. Asta era mai inteligent. Da. Oricum ajută simplul click pe care îl dați acolo, ca să vadă oamenii că am trimis de la mine de pe canal oameni să viziteze site-ul lor, ceva în genul. Bun. Hai să dăm un match sau două și să vedem dacă reușim să facem și câte coroane ne dă acum la un match și dacă reușesc să bat ceva. Că dacă nu e pe nașpa. Silver, divizia 3-a. Practic, n-am tare mult până în gold. Am văzut că a intrat și domnul Ben în Diamond, stați așa că vă arăt acum. Mamă, ce mă enervează chestia, bă, sunt foarte, foarte ciudat făcute. Uite, iar trebuie să le dau, aoleu, să nebunesc. Brawl Club și uite, vezi? Uite, dacă dau pe Brawl Club, dă-mă direct la clanul meu, mă, nu-mi da tetările lui Peșe și al lui Ionel. Când o să mai lucreze la chestiile astea, o să ajungă și jocul ăsta super celebru. Momentan sunt toate băgate una în alta acolo, amestecătură, bam, bam, supă, pateu. Nu pui niște butoane clare. Ăsta e Brawl Club-ul tău. Ai apăsat pe butonul ăla, îți vezi clubul. De acolo, dacă mai vrei, mai pui două taburi sub sau ceva. Super lejer, numai apeși, nu? Tăi, stai și cauți în pușca lui Vasile. În fine. Vezi, de asta unele jocuri nu ajung să fie super celebre, pentru că bagi o grămadă de butoane, le complici, le faci de-a... Bun, le-a băgat. Aici, în divizia asta sau ce pui mei, toată lumea joacă cu ăsta, care e golemul din Clash Royale. Așa că mi l-am băgat și eu, ce pui mei. Ne jucăm la golem, dacă... No, ca așa în Clash Royale numai golemul se joacă, ne jucăm și noi. Doar nu am fi mai fraieri. Băgăm chestia asta care ar fi prințesa. Un fel de prințesă. O bagabantă asta. Și o să trebuie să fac un dash ca și, nu? A, nu, că poate să dea de la distanță. Dar dacă nu dă de la distanță, și asta sare peste river. Mă, mai dă-i dracu, tot sare peste river în jocul ăsta. Deci și ăla ce l-am pus eu fătrău cu înghețata, care aici e cu apa, sare peste river exact ca și skill-ul ăsta, cum îl cheamă, Lufiz din LoL. Exact,
Așa, hopa. Dați așa că facem un combo din la mega fenomen. Să-l văd cum îmi face mie counter la două maimuțe. Atacați maimuțelor. Ăla-i. Cred că o și ceda deja. Acum pui mei, nu-i chestia asta OP. Uite-ți cât damage dă. Bă, bun acum. Uitați-vă. Îi dă un cap la rapac. 400 damage. Și chestia asta trebuie rezolvată. Că, pui mei, totuși un joc competitiv unde ar trebui să aibă cam toată lumea șanse egale. Dar dacă ți-ai băgat mai mult în deck, practic ai șanse imense să câștigi. Că nu prea ai ce să-i faci la maimuță. Uite, ăsta e graveyard-ul. Dar nu-l dai așa, pentru că dacă îl dai așa, îl dai degeaba. Da, e partea a doua. Ei, bagabont asta, da, nu-i nimic. Deci ăla era graveyard-ul. Dacă știa să-l dea bine, era pont pentru el. Dar nu a știut. Tot ce fac acum, îi să aștept să-mi dea elixirul pentru maimuțoi. Băgăm maimuțoi pe turn și salut. Pentru că o carte super OP, gen. Practic e un golem combinat cu ce mai e în LOL, nu în LOL, în Clash, de sare în țintă. Uite-l pe ăsta ce prost e maimuțul ăsta, altul e mai ratat un pic. Dar oricum nu-i problemă pentru că avem aici un monkey ăsta care dă 16.000 damage și n-are nicio treabă, gen. Și uite așa ai câștigat un match, pentru că ai chestia asta în deck, care e un golem combinat cu ceva cu dash, cu bandita, de exemplu, sau cu Mega Knight-ul. Deci ăsta e un fel de golem combinat cu Mega Knight și bandită sau ceva în genul. De fapt, chiar un Mega Knight ai putea să zici că îi face gen săritura aia. Asta numai că nu dă AOE damage. Dar oricum, ca idee, mi se pare super mega OP. Maimuțoiul. Nu m-am uitat să văd cât e coroane mi-a dat. Aveam 100 și nu mai știu cât aveam nevoie. Habar n-am. Dar mai dăm încă un match. Oricum vreo 30 de coroane cred că îți dă. Aveam 708, nu? Cred. Sau 706, ceva în genul. Avansez destul de rapid, de asta am și zis că pentru cei care sunt sub 400 de coroane e lejer să faci coroanele alea, lejer, lejer. Adică trebuie să-i joci 10 meciuri și garanta le faci, mai ales în diviziile alea de mai jos, cum ar veni. Acolo și mai lejerea, nu? Am făcut 600 de coroane în prima zi în care m-am jucat. Sau 500, nu, 500 am făcut, nu 600. Bun, să vedem. Nu prea-mi place de început cum mi-o dat aici așa. Aș prefera să am minionii sau ceva în cazul în care vine cu ceva chestii din aia mega masivă gen monkey-ul. Dacă îl punem pe vărul în spate. Ăsta-i Zaku. Ci că ăsta ar trebui să fie destul de tare, dar el a pus cărțile destul de aiurea. Și noi dăm un rocket corect acolo și Salus. E nu chiar Salus, dar oricum cred că face risipă de elixir în momentul de față. Ăstea nu știu ce, nu le-am mai văzut până acum. Winter Soul, iau. Deci sufletele iernii. Să mă arăcic-o. Troll Warlord. Nu știu ce face, dar își dă HP, uai, nice. Și noi acum o să-i luăm turnul, pentru că nu cred că mai are cu ce să facă defend. Cred. O băgat acolo ceva bagabantă. Sau poate ăsta are ceva deck din ăla de spamat. Cu cărți ieftine, habar n-am. Dar oricum turnul e jos. Deci ne doare la ștoca. Mamă, dar și ăsta de la distanță mare. Dar nu este problemă, prietene. Băgăm aici. Uite, frate, deși alea dau de la distanță mare. Interesant. Oricum, noi o să băgăm monkey imediat și practic cu monkey-ul câștigi meciurile. Pentru că este un golem combinat cu încă ceva, cu încă ceva foarte tare. Bam, bam. Trimitem aici și horda de minioni. Uitați-vă cât damage-o pus deja mai maimuțoiul. Zic numai ca idee că a pus deja peste 1000 damage. Pe un hit dă, uite, critică de 350 sau habar n-am care își mechide acolo. Dar am pus extrem de mult damage pe King Tower. Mai mult de jumătate din HP l-am luat dintr-un atac de maimuțoi. De asta vă zic, dacă vă jucați jocul ăsta, încercați să vă faceți un deck. Măcar să fie acolo cât de cât cu maimuța. Nu știu ce să vă mai băgați pe lângă. Chestii, trestii, pompa aia de elixir, habar n-am. Dar ideea e că dacă jucați la deck cu maimuță plus maimuță, adică double maimuță, cred că asta e cea mai bună combinație pe jocul ăsta. Că dau extrem de mult damage cărțile astea. It's fucking tar de casă. Și acum în double elixir, vă dați seama că o să le fie diamar. Opa, o trimis și el maimuța. Am înțeles, verișorul meu. Dar oare niște cărți din alea șmechere? Cu care să facă un clutch? Cam greu.
în punctul în care am ajuns. Mai ales că o să trimit maimuța și dau 1000 damage numai din primul auto-atac și când dă cu lebenița în turn. Fiți atenți. Dăm aici ca să-i scoatem astea și gata. Nu mai are ce să facă, pur și simplu. Odată ce dă lock-in pe turn, chestia asta bați la ei ca la scrofe. Nu știu care e șmecheria, dacă fac aici gen nerf-uri la cărți sau chestii, dar la chestia asta dacă nu-i dă nerf, pana mea. Și-s curios dacă îi cineva printr-o divizie din asta mare și să nu folosească mai mult, sunt chiar super curios. Că mi se pare, nu știu, imposibil să nu folosești chestia aia. Bă, stai, bă, că-s bagabonți ăștia until next promotion, nu division. Deci ca să intru în a doua divizie din silver, trebuia să fac atâtea coroane, am înțeles. Eu oricum e destul de lejerean, că am mai mult să știu, adică numai dacă se joacă la mult mai bine decât mine, se știe, se știe, poate să câștige. Am 5.000 de coin, la 10.000 de coin o să fac un opening cu chestia asta. Astea sunt premiile pe care le pot lua. Este un skin aici pe joc, dar nu cred că pot să le din asta gratuită. Deci nu m-am uitat să văd. E un skin. Dar Inferno are de aici. Nu ăsta. Hai că mă uit oricum să văd dacă dau de el. Demon Towers, nu. Dacă tot ăsta aici să vă arăt. Mamă, ce șmecher a fost asta. Ce tare. Nu știu ce carte e asta. Item Collector Legendary, bla bla. Nu e nici asta. Dar și ăsta e fain. Nu mai știu, e pentru aia 3 șobolani, cred, dacă bine țin minte, și 268 de euro. Deci dacă vă jucați jocul ăsta, aveți și șansa să prindeți un skin șmecher. Nu, de aici, că văd că aici nu dă numai maxim epice, dar oricum și aici, dacă reușești să faci un 5 dolari din nimic, mi se pare ok. Adică, practic, îți iei banii aia și îi bagi într-un joc pe Steam. Cam asta a fost episodul, fraților, mersi fain de vizionare. Nu uitați să plătiți și pe butonul de like și ne auzim la episodul următor. Salutare!